Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. NCN. Astăzi am venit la doamna Dr. Husti, bine v-am găsit! Da, bine ați venit! Dânsa este unul dintre primii stomatologi care și-au deschis cabinet particular în Cluj-Napoca. Când se întâmplă asta? În domeniu. Asta s-a întâmplat în 1995 și nu printre primii, chiar prima. De ce? O, foarte bună întrebare. Radiologia în practica noastră este deosebit de importantă. Ne ajută atât la stabilirea diagnosticului, cât și la controlul a ceea ce am făcut noi. Este foarte important. Și m-am izbit de lipsa în Cluj acestei posibilități. Era foarte greu. Atunci trebuiau vreo 2 săptămâni să reușesc să faci o retroalveolare. Era strigător acel și am spus, domnule, zic, cum există de stat, de ce nu se poate și particular. Și atunci am început să bat drumurile Bucureștiului, să mă iau la trântă cu Cenecanu, care a spus că așa ceva nu se poate particular. Așa, și am spus, de ce la stat se poate? Păi, între persoană juridică, nu-i nimic, ne facem persoană juridică, după aceea că nu avem legislație, zic, de ce nu faceți? Și m-am dus până într-o zi când le-am spus, zic, știți ce? Am venit să anunț că eu de mâine fac radiografii, că am nevoie. Eu trebuie să răspund, aveam un cabinet particular, eu trebuie să răspund de ceea ce fac acolo. Cum că o să vă amendăm? Zic, în virtutea căror legislații? Și s-a făcut pauză. Și peste 2 luni m-au chemat cu documentația ca să-mi dea autorizație. Vă mai amintiți cât a costat primul aparat? Primul aparat, trebuie să recunosc că l-am avut din donație din Austria de la o prietenă. Următorul l-am cumpărat cam la 3 ani și a costat în jur de 5.000 de euro, ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact, că de atunci atâtea aparate am cumpărat și la 10.000 de euro, că nu mai țin minte. Și era un retroalveolar. După aceea am adus tot un second hand, un panoramic pentru OPT, dar n-am avut succes cu el, pentru că încă atunci medicii nu știau exact la ce este bun. Și atunci l-am desfințat și abia în 2005 am cumpărat, deci, un aparat panoramic pentru radiografii panoramice și a început lumea deja. În cei 5 ani medicii s-au documentat, s-au format și au început să ceară aceste radiografii. De data asta, când am reușit să procurăm un 3D cu CBCT, cu CT, am știut că dacă medicii nu sunt informați cu ce fac aparatele astea, este zero. Și atunci fiul meu, care este și el tehnician și are și darul comunicării fiind și jurnalist, a adus foarte mulți medici la traininguri, la, mai bine zis, workshop-uri gratuite, bineînțeles, și a instruit medicii și le-a arătat la obiect clar la ce este bun acest aparat. Și asta a făcut o adevărată revoluție în stomatologia noastră. În afară de faptul că ne ajută să punem niște diagnostice mult mai exacte, controlele, nici nu mai spun, sunt extraordinare. Nici nu se poate discuta ce minuni face acest aparat. Care a fost evoluția nivelului radiațiilor în timp? Când am început eu, atunci încă mai era, aparatele erau prost ecranate, încă erau aparate vechi. Între timp, tehnologia evoluând și normal, s-au făcut ecranări suplimentare, încât în ziua de astăzi, să spun, doza încasată de pacient este foarte mică, extrem de mică, încât radiologia nu mai este un pericol. Înainte, gravidelor le era interzis să facă radiografii în sarcină. Acum, cu aparatele acestea moderne, le este permis. Cu protecție, cartea spune că s-ar putea. Noi personal nu facem. Categoric. Pentru că nu pot să protejez absolut tot corpul. Se zice că dacă este în zona superioară și... Nu. E mai bine, ca să fim cu conștiința împăcată, nu facem. Doar dacă sunt urgențe deosebite. Doar dacă sunt urgențe deosebite. Și m-am gândit că și noi ăștia bătrânii care am lucrat atâta zeci de ani fără radiologie și ne-am descurcat
Și în situația unei gravide, dacă nu este urgență mare, se poate descurca și e vorba de câteva luni să evităm totuși orice fel de radiație. Spuneți-mi, vă rog, ce vede un medic stomatolog pe o radiografie? Enorm de multe. Nu pot să vă țin un curs întreg de radiologie, dar mai ales radiografia panoramică este foarte importantă. Eu la un moment dat am vrut să discut undeva mai sus, era într-un timp, se făceau niște analize gratis populației. Am vrut să se introducă și această radiografie panoramică, o radiografie de informare. Deci toată populația să știe cum stă din acest punct de vedere, pentru că să știți că este tragedie, ăsta este adevărul. Stă foarte prost. Această radiografie panoramică de studiu, să zic, sau de informare, este importantă de ce? Știm, toată lumea are statusul, știe care este situația, iar în scop profilactic sunt foarte multe carii incipiente, interdentare, fără simptome și la control cu sonda nu găsești nimic, dar radiologic le găsești și le poți trata în stadiul incipient când nu doare absolut nimic și se pot pune niște obturații care să țină o viață întreagă. Asta este foarte important. Dacă lumea și-ar face măcar o dată pe an o asemenea radiografie, s-ar schimba foarte mult situația populației din punctul ăsta de vedere. După aceea se văd foarte multe probleme de care omul habar nu are, de exemplu. Se pot preîntâmpina niște evoluții neplăcute în viitor, pentru că sunt multe afecțiuni asimptomatice. Deci radiologia asta este extrem de importantă în meseria noastră, nu știu cum să vă spun. Se văd foarte multe lucruri, nu pot să vi le înșir pe toate, că ne-ar trebui mult timp. Cât de mult v-a ajutat evoluția tehnologiei? Ne-a ajutat foarte mult, în primul rând, din punct de vedere diagnostic, medical, clar, și din punct de vedere al timpului pe care pacientul îl petrece la noi. Chiar și la CT-uri, unde înainte reconstrucția era în jur de un sfert de oră, acum este de câteva minute. Sistem digital, imediat. Sunt maximum 10 minute de când intră de la noi, iese cu CD-ul sau foarte mult. Comunicarea între medici este grozavă. Noi discutăm foarte mult mail-uri, plus baza de date, toți sunt aici. Noi putem să le trimit imediat o imagine a unui pacient care l-am făcut radiografia acum un an sau doi ani, ca să aibă istoricul eventual, dacă și-a schimbat medicul sau ceva. Deci sistemul ăsta modern, digital, este formidabil. Ar fi necesar ca un pacient să aibă și stomatolog și medic radiolog? Nu. Nu este necesar. Este suficient să aibă numai medicul stomatolog, pentru că el știe foarte bine ce are de făcut și el îl trimite la radiolog, unde medicii, chiar am această rugăminte, să pună un diagnostic prezumtiv și să ceară o radiografie cât mai bine enunțat, în sensul că noi acum facem vreo 20 de feluri de radiografii și pacientul vine să spune, vrem o radiografie. Și noi de care? Păi nu știu, mică sau mare, zic, stați puțin, și la pâine te trimite și întreb de care. Ei, acum așa nu este aici la fel. Deci medicul să consemneze cât mai exact, în funcție de diagnosticul prezumtiv, ce fel de radiografie vrea. Și medicii știu asta și de obicei o fac. Deci medic trebuie să aibă pacientul. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Da, și eu vă mulțumesc foarte mult, pentru că am avut ocazia unele păreri ale mele să le transmit și altora. Vă mulțumim. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.